DSVS Mureș pune la dispoziția consumatorilor un număr de telefon pe lângă telefonul verde la care pot apela pentru a sesiza identificarea neregulilor în comercializarea alimentelor. Scopul acestei inițiative este de a reduce riscurile cauzate de toxinfecțiile alimentare produse de păstrarea și comercializarea neconformă a produselor alimentare. Este important că atunci când constată abaterea de la legislație, când observă că alimentele au termenul de valabilitate depășit, sunt depozitate în condiții necorespunzătoare, observă alterări organoleptice ale alimentelor, să ne informeze de urgență la numele de telefon ale Direcției Sanitare Veterinare și la numărul tel verde pe care autoritatea l-are afișat pe site. Pe lângă verificarea inscripțiilor care se regăsesc pe ambalajul alimentelor, conducerea DSVS Mureș atrage atenția mureșenilor și asupra modului în care depozitează aceste produse. Depozitarea alimentelor trebuie să se facă corespunzător în frigider, trebuie făcute la temperaturi de 0,4 grade lapte, ouă, carne refrigerată, produse din carne, iar carnea congelată la temperaturi sub minus 12 grade. Este important ca atunci când decongelează carnea pentru preparare să nu o recongeleze, de asemenea să spele foarte bine fructele, legumele pe care le depozitează în frigider și să se spele foarte bine pe mâini atunci când prepară aceste alimente. Dacă vă confruntați cu situații în care starea alimentelor reprezintă semne de alterare, contactați de urgență numărul de telefon 0265 314 975 pentru a intra în legătură cu personalul DSVS Mureș sau telefonul verde 0800 826 787. Vă reamintim că unitățile de comercializare autorizate au afișat atât telefonul verde, cât și autorizația de funcționare eliberată de organele competente.